Președintele PNL Alina Gorghiu a vorbit astăzi la Craiova și despre salariile din aparatul de stat. Aceasta a anunțat că partidul va depune în termen de 2 săptămâni un proiect de lege a salarizării unitare, având în vedere că toate salariile trebuie mărite. Este acea lege care, din păcate, astăzi este pusă în pericol de amendamentele votate luni de PSD, a declarat liderul PNL. În privința votului sau a solicitării noastre de a se relua votul în Camera Deputaților, vreau să fiu foarte scurtă. Am să vă spun că PSD întotdeauna judecă cu unități de măsură diferite. Realitatea asta este, s-a săvârșit o ilegalitate, nu sunt însă adepta plângerilor penale pentru a rezolva aspecte care țin de bun simț, de echitate, de moralitate. Procedura va merge mai departe, guvernul va contesta la Curtea Constituțională, vom vedea care este decizia curții. Ce mi se pare mie relevant de spus este că va trebui să corectăm această inechitate introdusă în sistem, dacă legea va rămâne în forma aceasta, și vă spun că în 2 săptămâni vom aduce în dezbatere publică. Suntem în ultima etapă de elaborare a acestui proiect de lege. Vom aduce în dezbatere publică legea salarizării în domeniul bugetar. Este o lege pe care 3 ani de zile și-a asumat-o PSD-ul și n-a venit cu niciun proiect. Este o lege pe care guvernul Cioloș a spus că o va elabora și, din păcate, ați văzut că se izbește de tot felul de piedici din pricina revisalului sau altor baze de date care nu sunt puse la dispoziția Ministerului ca să poată introduce familiile ocupaționale în sistem. Dar în 2 săptămâni vom pune în dezbatere publică această lege și credeți-mă că această lege va corecta orice fel de populism al PSD-ului. Această lege își asumă foarte clar principiile pe baza cărora a lucrat guvernul la ea, dar esența este următoarea. Toți cei care lucrează în sistem bugetar vor beneficia de acea creștere graduală de 30% în următorii 4 ani de zile. Dați-mi voie să nu vă dau mai multe detalii decât acestea pe care vi le-am dat deja, însă vă spun că vom avea în foarte scurtă vreme, probabil pentru o săptămână, două, inclusiv discuții cu sindicatele și cu patronatele pentru a le putea informa care este proiectul nostru final pe o temă care interesează nu doar măriri doar pentru anumiți funcționari sau pentru anumite funcții de conducere, ci e firesc să discutăm despre echitate în sistem și toată lumea să se bucure într-o anumită grilă de aceste măriri, doar că ele trebuie să fie clare, trebuie să fie angajate într-un interval de timp precis și cu sursă bugetară foarte bine identificată. De altfel, deputații liberali au contestat la Curtea Constituțională a României ordonanța de urgență a Guvernului numărul 20/2016, prin care se prevede majorarea salariilor din sănătate și educație. Nu există vot unanim, ba chiar ați văzut în media, în toată media, opoziția pe care noi am făcut-o în Comisia de Muncă, în Comisia de Buget, Finanțe, pe acest subiect. Și după hotărârea de dezbatere, de altfel am părăsit sala pentru că nu se făcea o dezbatere reală, practic nu se supunea la vot decât amendamentele PSD. Colegii noștri au făcut declarații, nu una, multiple declarații. Ce însă merită discutat este următorul principiu. În momentul în care guvernul a ieșit cu ordonanța 20, pe care o știți cu toții, cea care rezolva inechitățile din sistem, toți sindicaliștii au agreat că este forma în care se poate corecta această inechitate între diferențele dintre categoriile de bugetari, lucru care era absolut necesar dacă ne gândeam, așa cum ne gândim acum, să venim în pasul 2 cu legea salarizării în domeniul bugetar. Pentru că puteai să pornești de la rezolvarea acelor inechități, veneai cu o grilă de mărire într-un procent clar pentru categoriile de bugetari. Prin amendamentele care s-au realizat în comisie și votate în plen săptămâna aceasta, se creează de asemenea, se creează din nou acea discrepanță foarte mare. Sunt cei cu funcții de conducere care obțin măriri de 50% și cei care sunt în sistem, intrați noi în sistem, care nu beneficiază niciun fel de mărire. Și atunci o lege a salarizării în domeniul bugetar
poate fi grav afectată de genul acesta de șarlatanie, spun eu, pentru că PSD-ul în realitate nici nu-și dorește să se aplice mărirea salariilor în niciun domeniu. PSD-ul vrea să folosească această plasă doar ca să mai colecteze voturi în această campanie. A avut 3 ani de zile. 3 ani de zile, ultimii 3 ani de zile cât a fost la guvernare, să dea o lege a salarizării în domeniul bugetar sau să corecteze niște nedrepte sau chiar să mărească salarii dacă doreau să facă acest lucru.